G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17. Farming Simulator 17. În episodul ăsta vom face ceva interesant, pentru că am luat un nou mod și îl vom pune pe aici, pe undeva. Da. Bun, îl duc eu atunci. Ok. Avem doi pomi de care vreau să scap pentru a face loc la următorul mod. Avem un mod ce trebuie să-l punem aici și nu vă spun ce este. E, sigur, puteți să dați în fața la videoclip și să aflați singur ce este, dar unde ar mai fi surpriza? Helper E has completed the task. Timpul este dat pe față. Ideea e că avem toate terenurile crescute, trebuie să ne punem pe recoltat, dar trebuie să rezolvăm acum treaba asta cu vacile, pentru că o amând de ceva vreme. Am fost indecis ce să fac la vaci, ce să fac. Să luăm o de-aia mare, să luăm o de-aia mică și tot așa, de făcut rație mixtă. Să luăm o remorcă de-aia de rație mixtă dublă, dar mă costa foarte mult, 200 și ceva de mii parcă era, și sincer nu știu dacă se merita. Am fost foarte între, foarte, foarte între. Acum mai vreau ceva. O să trișez un pic, o să trișez din propriu spus. O să iau acest JCB și dăm un reset la magazin pentru a-l aduce cât mai aproape de văcuțe. Și luăm și atașamentul frontal, după care ne urcăm direct în el, selectăm JCB-ul și atașăm frontal. Bun, acum hai să mergem să scăpăm rapid de rădăcinile alea. După care o să vă arăt ce plasăm noi acum. Cred că v-ați prins deja că este vorba de un placeables, e ceva ce pui jos, și cred că deja v-ați prins și ce anume, dar din moment ce am menționat rație mixtă și vaci, da? Este vorba despre o fabrică de rație mixtă. Au apărut deja câteva, unele mai bune decât altele. Există și rație impropriu spus. Există și fabricuță pentru porci. Mie nu-mi trebuie, pentru că nu mă axez pe porci, nu mă concentrez pe producția la porci, chiar vreau să scap de ei și să am doar așa pur și simplu, ca să zic că am. Doar atât, da? Pentru mine producția cea mai importantă este cea a vacilor, pentru că ele îmi oferă mie eliminarea costurilor zilnice și chiar și îmi aduc profit. No, bun, o să folosesc chiar și crameul pentru a îndepărta buștinia de acolo, dar vedem. Așa, să vedem ce facem cu asta, că poate împing cu JCB-ul. Who knows? Poate are îndeajuns de multă putere. Poate. Asta merge? Merge cu viteza luminii. Îi dăm un B, punem jos și avem decât două rădăcini. Gata, una. Aici pe cealaltă o luăm pe partea asta. A, cred că pot să împing astea. Aș putea să le iau cu ăsta. Dacă dați pe lemn cu drăcia asta de eliminarea... Hai mă, serios? Stânga? Oh, wow, nu merge. A rădăcinilor o să dispară lemnul. Opa! Mi-a apărut pentru o secundă. Gata, hai că am nimerit-o, o să stea așa. Sunt la un unghi cam ciudat, dar... What the fuck? Ok, nu vreau să se întâmple asta. Ia, pot să scap și de asta? Doar dacă dau aici într-o parte? E freaky stuff, man. Da, e ciudat rău de tot. Yep! Cum scap eu de asta? Gata, uite așa. Ia uite, mă. Frumos. Dar cum scap eu de ăsta acum? Unde o avea punctul de coliziune? Asta nu știu. Nici sus și nici jos. Ha. Ciudat. În fine, o să-l mutăm pur și simplu și o să opresc lama. Da, așa, hai să-l mutăm mai încoace. Am noroc, e pe șenile și fiind pe șenile are puțin mai multă tracțiune. Aaaa, ce țeapă mi-a luat. Așa. Ia uite ce-i fac, ea. Ia uite ce loc am făcut aici. Oh! Gata. Acum trebuie să-l mut și pe ăsta un pic. Perfectos. E acolo Robert care duce. Ce? Sau a terminat? Este. Ce face? Robert se duce la shop. Ah, Robert se duce la shop să-l returneze. Perfectos. Înseamnă că a dus porcii. Mai rămăsese să ducă niște porci, să-i vândă. Așa.
Perfect, am făcut loc acum. Cred că am destul de mult loc. Hai să vedem. Ne ducem în magazin și la categoria de placeables, chiar ultimul. Boom! GTX M Mixing Station 110.000 mod, mult mai ieftin ca acea remorcă de făcut rație mixtă și ăsta o face automată. Cât de awesome e asta. No, bun, hai să o întoarcem puțin și o să o pun fix aici. Can be reached, can be placed here. But why? Pentru că am făcut loc. Dar merge pe... Ha. Deci încoace merge, dar nu încoace. Colea. Stai, colea. Uite așa. Gata? 3, 2, 1. Click. Băi, arată bine. Ca și texturi, ca și chestii, nu e ce știu ce mai... Hai mă, lasă-mă să plec de aici. What the fuck, man? What the fuck? Nu m-a lăsat să plec de acolo. Aici intrăm, perfectos. Jos am bidnat, ok, albastru, aș fi preferat altă culoare. Avem aici chiar tonajul, avem și un girofar care probabil se aprinde în anumite condiții și sus un proiector care cred că se aprinde noaptea, ceea ce ar fi absolut superb. Aici punem, bineînțeles, evident, da? Iarbă sau hay. Acolo punem, aici punem, îmi plac iconițele astea, sunt făcute de desen animat așa frumos. Straw, adică paie. Și aici avem silici. Aici vom pune silici. Nu știu dacă se potrivește la seamănă mai mult cu un balou de iarbă, sincer, da? Fie. Silici, straw și iarbă. Pot să cad înăuntru? Nu pot. Ba da, am putut. Superb. Hai să vedem dacă și funcționează. Aici după aia venim cu remorcă, pac, încărcăm, pac, descărcăm la vaci. Acum, ce vreau eu să fac? Practica, nu știu exact, mi se pare că undeva la 40-50 de tone suportă fiecare cameră de acolo. Acum vom vedea. Vom vedea. O să iau crameul meu și o să las primul atașament. Îl lăsăm aici jos și o să mergem pe al doilea. Așa, pentru că pe al doilea putem lua mult, 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 mult. Și prima dată evident că vom pune iarbă, că asta avem din belșug, nu? Și prima dată o să luăm, câte să luăm noi, stai așa. Hai să luăm pe-astea 3 de aici. Nu le-am luat 3. Hai să-l iau mai așa, mai de aproape. Uite așa. Și pe partea. Și avem loc X. Bum. Stai. Acum ai cu loc. Da, dar nu s-au locat toate. Aia de ce nu s-au locat? Am eu una aici care nu s-a locat deloc. Gata. Acum s-a locat. Era una acolo jos problematică. Oricum vin să-l iau și pe astea, nu-i problema. No, bun. Mergem și le punem pe astea fix acolo sus. Stai așa să închid helper-ul. La iarbă. Și mi se pare că mi le ia automat. Uite, mă duc la iarbă. Pac. Și mi le-a luat automat. Vreau să văd dacă mai arată că s-au umplut. Da, s-au mai umplut acolo mai mult. Și aici la tonaj nu mi-arată nimic. Aici cred eu că o să mi-arate doar... Uite, straw grass, avem 12 tone. Și e perfect că 4 tone balotul. Noi am luat 3, 3 ori 4, 12. Silage output products. Forage, asta ne trebuie 9, e 0%. Logică, nu a avut cu ce să facă. Deci chestia asta e minunată. E absolut demențial de frumoasă. Și funcționează bine. Deci nu știu ce ai mai putea să cer la așa ceva. Serios. Deci nu există. Ce ai mai putea să mai cer la așa ceva? Nu înțeleg de ce nu se ia chestia asta. Loc. All wheel. Ia hai acum. Bun, s-a luat una doar. Și altele am dus naibii. Vai de mama lor. Vai de mama lor, eu ce-am făcut aici, ea. Așa, dăm încă un X. Mă enervează că cade, știi? Când dau cu X-ul, cade. Hai, mă, hai. Pac. Gata. Câte am luat aici? Două? Doar două am luat aici. Firar. Am făcut un mes total pe acolo. Așa. Mai luăm și păstea. Oricum, mi-e trebuie mult silici, știi? Așa că trebuie să umplem aici. Ori umplem, uite, îmi și arată. 20 de tone avem acolo și 0-0. Îți spun, chestia asta e absolut superbă. Deci, ai de capul meu. Exact ce ne trebuia. Exact ce ne trebuia.
Cum Dumnezeului să mai fac eu? Stai așa. Pac, X, loc. Dar nu merge locul aici. De ce nu merge? Loc. Chiar nu înțeleg. Bun. Uite, și merge prin el. Acum nu mai merge prin el. E fucking ciudat. Și acum dacă dau drumul, cade prin el? Da. Cade. Și acum dacă mă duc la astea, de exemplu, pac, și dau X, pot să ridic una și pot să o pun deasupra. Pot. Și acum, hai să vedem dacă putem să luăm pe amdouă. Ha! Dăm X. Perfect. Le-am putut lua pe amândouă. Și ducem tot așa două. Asta este. Am făcut un talmăș-balmăș pe acolo. Dar, hei! Facem treabă! Facem treabă! Asta o să dispară. Superb! Treaba asta cu dispărutul e absolut superbă. Poate că mai trebuie să mai pune acolo, știi? Asta mă scutește pe mine de o muncă. Hai să vedem cum facem aici, pentru că aș vrea să le iau pe astea 3. Ce ziceți, reușesc? Uite pe astea. Hai să punem mai jos. Uite ceva de genul ăsta. A? X? Aia de ce n-am luat-o, mă? De ce nu s-a luat aia? Iată, a? Uite, aia nu s-a luat, nu înțeleg de ce pisici. Acum nu mai vrea, înainte funcționa cum trebuie. Asta a terminat de fertilizat pe 5. Perfect! Nice de nice. Opa, pauză. Am revenit. Hai să aruncăm și pe ăștia. Și după aia eventual sărim la alți baloți. Să vedem și cum e statusul la ceilalți cu paie și cu silici și vedem. Din cauza asta o să trebuiască să mai facem niște baloți de silici, pentru că nu o să mănânce. O să mănânce bine de tot ăsta aici. Și aș prefera baloții de silici decât să mă duc cu cupa și să-mi iau 1000 de ani, știi? No, bun. Hai să nici știu pe care să iau, sincer. Hai să-i luăm pe ăștia. Uite așa, F1. Unlock. Ok, mă duc, hai să fie așa. Pare drept. X. Am luat 3. Am luat 3 și încă unul după mine. Bun, hai că merge chestia asta. Robert dă o tură pe aici, probabil nu știe exact ce se întâmplă. Nu l-am pus la curent cu ce se întâmplă, i-am spus doar să ia modul ăsta. Și probabil acum aș dă seama de ce l-a luat. Avem silici în partea asta. Oh, nice, 12 tone. Awesome, awesome. Și după aia mai avem decât straw, which is awesome. Vă spun, nu o să ne scutească foarte mult timp treaba asta. Foarte mult timp, sper eu. No, bun. Hai să luăm acum. Stai așa. Avem unul, avem X unlock. O să îi dau loc și o să ridic pe ăsta sus aici. Pac. Și o să mai luăm de silici. Da? Ia. Opa, ăla cade? Da. Să-l las pe ăsta aici. Și vreau să iau tot pe aia 3. Așa să fac fac progrese. Ha! Gata. Se bazează unul pe celălalt atunci când stau așa, știi? Și e puțin așpa, că dacă iei unul de jos, automat le perturbi liniștea celorlalți, știi? Și o să arate așa cum arată aici. Dar nu-i problema, atâta timp cât avem loc și unlock, e absolut superb. Bun, încă 6, 24. Se blochează un pic când dai unlock și unlock și nu înțeleg de ce cu furca asta. O să mă uit să văd dacă găsesc altă furcă ceva mai eficientă din punctul ăsta de vedere. Deși îmi pare rău că asta e absolut superbă. Funcționează foarte bine. Începem să recoltăm pe 5. Sigur. Why not? Avem loc. Așa, și aici avem paie. Hai să mai luăm de asta și mai luăm și silici, știi? Uite așa. Pac. Bun. Alin se ocupă de iarbă. Eu de vaci. În folie și când. Așa. Iar Robert probabil de recoltat. Bun, fiecare face câte ceva. Ok. Avem aici paie, ar trebui să-mi ia paiele. Și
aici sage. Pune mai ambele combine sau doar case-ul? Cum vrei tu. It doesn't matter, man. Fă-ți de cap. Fă-ți de cap. Unlock X-ul. Perfect. Ați văzut? E acolo, știi, un drop frame atunci când se întâmplă cea chestia aia. Bun, o să mai trebuiască niște paie mie acum. Și o să optez pentru următoarea chestie ca să pot să iau paie, știi? O să-l iau pe ăsta de aici. Și o să-l pun deasupra. Hai să vedem dacă merge treaba mie. Îi dăm un X. Și acum hai să vedem dacă pot să le iau pe toate trei. A? Cum să nu pot, frate? Ați văzut cât de fluent a fost toată activitatea asta? Cât de frumos! De la partea de design, știi? De la idee până la execuție. Superb! Fermier, tati, fermier, ce vorbești? Cine-i mai aici? Care ești, mai? S-a teleportat careva acele. De cu strou-ul, cât avem? 16 tone. Nu, hai să trecem. Hai să trecem de 20, că avem 32, 36. Hai, ar mai trebui încă 3 cel puțin. Da, 3 ar mai trebui și am trage de pragul ăla. Ar fi absolut superb. Dar numai să putem să ne mai facem noi loc printre baloții ceilalți. Să ne mai facem loc de niște ăștia cu paie. Da, reușim noi cumva, stai așa. Da, vi... pleca ăla. Ok, dacă pleca, pun fendul să termin bază și îl duc. Ok, bun. Stai mă, ce am eu aici? Ce Dumnezeului? Loc. Nu, n-am nevoie de loc, am nevoie de unlock. Pac. I-am dat ăstuia. Punem acolo sus. Pe ăsta-l prind. Îi dăm loc. Și dacă ar sta aici sus, ar fi ceva, dar nu sta. Cred că doar doi o să iau aici. Atâta presimt eu. Ia. No, n-a venit bine. N-a venit bine deloc. Aici ce am? Loc. Ok. Hai să mergem să-l punem lângă ăsta. Acum, i-am luat pe amândoi cumva? Da, asta vroiam pe amândoi. Iar perturb liniștea celorlalți. Da, e moarte pe aici. Iau eu mai mulți și fac progrese, dar plătesc pentru asta cu deranjamentele. A, taite. O, nu-mi spune că m-am... Serios? No, că am direcție dublă, ce ești nebun? Am direcționez dublez, man. Am direcționez dublez. Păcat că nu am o remorcă pe aici. Mi-ar trebui o remorcă. Dar merge și aducem o remorcă, nu-i problema. Hai, doi balați. Pac, 24.000. Și acum, hai să ne uităm puțin să vedem pe display cum arată. Nu arată. Avem așa. 60% stroke, 65-58. Activate automatic filling. Aha. Păi bun. Atunci, hai să activăm automatic filling, zic și eu. Nu știu dacă mai țineți minte, dar noi avem chiar aici remorcă. Și cred că merge să luăm ori cu remorca, ori chiar cu cea de rație mixtă. Dar ca să nu risc, voi lua remorca. Nu știu sigur dacă merge de silage, remorca asta de rație mixtă, pardon. Și vedem dacă într-adevăr funcționează. Hai să vedem. Am emoții. Nu știu sigur dacă merge în asta. Sunt undeva la 80% sigur că merge să punem în asta. Vedem, dacă punem și vărsăm pe jos, nu-i problemă, avem o cupă universală, putem să o luăm oricând și să luăm combine aproape 50% dintr-un rând. Bun. Așa, și dacă vin pe aici, ar trebui să o încadrez frumos. Deja a detectat că am ceva... Wow, ok, a detectat că vine ceva. Awesome. Și avem o opțiune de refill, load temere forage. Trebuie să apăsăm doar pe R, evident. Se și aude acum cum lucrează. Corect, uite, avem și spiralele. Uite, avem și rugină pe motor. Și avem aici capacity, silage, straw, grass. Și mi-a dat 150 de tone de rație mixtă. Ceea ce e absolut superb. Cu tot cu ăsta, vai cât îmi place modul ăsta. Deci nu aveți idee cât de mult îmi place modul ăsta. Bun. Miștoc. It's miștoc, man. It's miștoc. Acum, dacă apăsăm pe R, nu-mi bagă. Deci nu bagă în asta, ar trebui să-mi bage jos. Mă duc să schimb remorcă, poate din cauza remorcii. Dacă nu, o să trebuiască să luăm o remorcă în toată firea, știi? Sau poate vrea să aducă Robert o remorcă. Robert, aduci tu o remorcă, te rog.
Ia, hai să vedem dacă merge cu o remorcă de aia normală. Robert, Robert, scuze. Scuze. L-am pocit puțin. Da, bănuiesc că nu se supără. Dacă are nimeni, oricare. Oricare. Nu contează, ideea e doar să funcționeze și să nu aibă acoperire. Altele nu avem. Avem doar de-astea care cară grâne și... De fapt, stai. Una să suporte rație mixtă. Care Dumnezeului e aia? Da, așa că m-a pus pe gânduri. Noi avem d-astea. Alea la porci. Asta? Asta suportă rație mixtă. Da. Cea galbenă. Da, s-ar putea, dar merge aia galbenă, e perfect, merge. Cred că și Fortuna suportă. Deci merge bine. Acum eu vreau să încerc cu Eurobossul, să vedem dacă Eurobossul funcționează. Doar așa să-mi fac eu damblau asta. Faptul că are acoperire pe spate, dar... Ia stai să vedem. Stai așa, că ăsta e forage wagon, nu e remorcă. Și pot să văd foarte ușor. Fără să mai încerc. Unde este forage wagon-ul? Îl caut. Forage wagon. Ugar wagon, sewing... No, nu-l găsesc. Loading wagons. Ăsta este Eurobossul. Mie mi-arată că suportă silici. Acum vedem. O aduc acum. Ok, cea galbenă. Perfectos. Oricum ne trebuie pentru că asta nu suportă mult. Suportă doar 52 de tone sau ceva genul ăsta. Iar eu vreau multe pentru vaci. Vreau multe tone. No, hai să vedem. Mi-apare ceva aici? No. Unload. No, deci nu merge asta. Cumva nu merge să punem de sus. Poate doar să strângem de pe jos. Mă gândesc, poate dacă avem o vilă, ceva ar merge, dar deocamdată nu merge chestia asta. Bun, mai aflarăm ceva. Hai să punem, o parcăm și până vine Robert, deși cred că Robert vine destul de repede, că are tractoare rapide. O să mai ducem noi câțiva baloți. Ce ne-a mai rămas nou? Ne-a mai rămas niște baloți de paie de dus. Și o să facem așa pentru baloții de paie. O să dăm aici. O să dăm unlock. După care o să dăm loc. O să mergem cu ăsta. Și îl pun peste ceilalți doi pe care i-am văzut că stau ei frumușel acolo ascunși. Uite aici. Pac. Îi dăm un X. Ne retragem. Și iau un fipt. Opa. Păsta nu. No, celălalt nu vrea, nu înțeleg de ce face tot așa. Revin imediat. Ok, bun. Hai să mergem cu JCB-ul. Uite ce frumos le-a nimerit aici. Dau un balot ăsta? Dau. Stai așa să întorc mai frumos. Auci, scuze balotule. No, mergem și încărcăm. Cu asta sigur nu avem niciun fel de problemă, nu avem niciun fel de stres. Și știi ce? Dacă vrem să punem și mai mult aici, luăm acea remorcă de baloți. Și imediat o să vedeți cât de ușor se încarcă cu baloți și nu ne mai chinuim cu absolut nimic, sincer. Ia. Yeah. Boing. Și acum avem load. Zi cu mâncarea la vaci. Ia uite, frate, cât bagăm aici, e nebun. Bă, frumos, mă. Frumos. Mai bagă ceva? Nu mai bagă nimic? Unload here. Cred că îi mai ia ceva timp până când mai face. Ok. Nicio problemă, avem 6 tone. Nu știu exact cum e asta. Unload. I. Ia să dăm noi unload. Dacă dau acolo îmi dispare. Da, mi-a dispărut. I. Și avem rație mixă acum la văcuți. Ar trebui să verificăm. Power food, uite, 15 tone. Ne mai trebuie încă de 3 ori încă pe atât. O să las remorca aici deocamdată. Și vreau să facem altceva. Hai să lăsăm remorca aici și o să merg cu JCB și o să vă arăt cum putem să facem tot procesul ăsta și mai rapid. Bine? Da, așa. Ia uite, frate, ce e aici. Deci Alin s-a înfoliat baloții ăștia de iarbă ca să facă silici, ca să mai vinde, să mai facem și noi un bănuț acolo, să nu murim de foame. Da, așa. Se ia una bucată remorcă. Uite așa.
și prin puterea magiei editării se teleportează la vaci. Ha, fix aici. Și ne ducem ușurel lângă. Hai să luăm știi ce? Hai să luăm pe ăștia de aici, că e prea prea mare dezordine, și o să rezolvăm puțin treaba de pe aici. O să dau un X și o să mut crameul ăsta de aici, că îmi stă în drum. Așa. Alina a descoperit o chestie de a înfolia și folosește Follow Me, modul Follow Me. Ne mișcă mult mai repede cu el. No, bun. Sunt curios dacă dispar baloții de pe remorcă. Chestia asta ar fi absolut superbă. Fasten Ram Bales? Da. B. De ce? Z. Da. Work position. X. Unload center. Ok. Work position. Stai așa. Stai D. Work. Unload. Dar nu vreau unload. Work position. X vreau. Atât. Perfect. Perfect, perfect. Dar mai vreau, că știu că mai pot. Stai așa. Ia uite. Superb. Și au rămas în aer. Aia au rămas în aer. Bun, și dacă mergem pe aici, ia să vedeți voi cât de frumos facem noi acum. Ar trebui, teoretic, să-mi ia direct. Dacă sunt legați de remorcă, doar le dăm următorul lucru. Unload, unload center. Work position X. Hai să le dăm unload. Hai să le dăm unload. Unload center. Hai să selectăm B-ul. Selectăm pe partea aia și dacă le dăm aici ar trebui să ia automat pe toți. Corect? Corect. Unload Y. Bun. What happened? What happened, man? What happened? De ce nu merge? Ok. Nu vă faceți grijă. O, ce lucrează acolo, ia. Deci nu facem continuu, știi? Robert, dacă vrei să iei tu ăsta, eu de la Cilea, eu mă duc în altă parte. Mergem să luăm crameul și vom lua atașamentul singur, ăla care vine din joc. Ăla ne trebuie nouă în momentul de față, pentru că trebuie să mutăm pe acolo niște treburi. Și cred că atașamentul ăla l-am, da, l-am stricat eu un pic, stai așa. Hai să vedem cum pisici ajungem la el acum. Dă-te de aici! Mă, pot să ajung așa la el? Pot să-mi fac loc printre rest? Nu prea pot. Crameul ăsta nu prea e puternic, sincer. Atunci când vine vorba de dealuri sau de împins ceva, nu e absolut deloc puternic. No, bun, hai să dăm asta la o parte. Rația mixtă. Că n-o să mai îmi trebuiască. A, păi e super că dacă nu mai îmi trebuie, eventual putem să o vindem, mai scoatem un bănuț. A? Tare? Sau ce? Hai să punem jos. Haiți! Gata. Și mergem noi frumușel cu crameul și ne facem treaba acolo. Puțin cam dezordine pe aici, dar vreau să facem asta și să vedem clar cum stă treaba și după aia avem noi timp în offline să aranjăm totul pe aici, dar vreau să vă arăt asta, că mi s-a părut destul de interesant. Avem silici, corect. Ce problemă e, te silici. Așa, trebuie doar să le mutăm puțin, nu mult. Foarte puțin chiar. Hai, iar și pe ăsta. Așa. Ia uite. Super, super rapid. Hai și pe ăsta. Ia uite ea. Hop! Ce s-a dus? Hai și pe ăsta. Bum. Bun, nice, nice. Îmi place, îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Hai și pe ăsta. Ia uite cât silici avem acum. Acum cred că nu mai încape silici. Corect. Acum silici nu mai încape. 52 de... mii de kilograme i-a fost îndeajuns. Avem niște paieri. Zic-o, paiele. 37. De ce nu mai încape paie? Mai nu contează, lăsăm acolo, băgăm acolo, o să le ia automat. Și niște iarbă. Uite că nici nu m-am gândit la treaba acum, că bă, poate e plin, știi? Nici nu m-am gândit la chestia asta. Tonajul suportat este în funcție de cât este, de cât de procentajul cerut la rație mixtă. După cum bine știți, se face mai mult cu iarbă, mai puțin cu paie. Și automat o să intre mai multă iarbă, deci e logică treaba asta, da?
No, bun, hai să punem și pe ăsta de paie aici și o să le mai punem și pe ăla de silici. Sper din tot sufletul că atunci când se termină să le ia automat. Dacă nu, am îmbulinat-o că trebuie să le scot de aici, știi? Și n-am făcut mai nimic decât să-mi fac de lucru. Atâta tot. Bun. Acum, hai să ne uităm puțin pe display. Avem 52 de tone, 37 de tone, 52 de tone. Awesome! Și avem 3 tone 400 de silici făcut. Maxim 150.000, deci când sunt toate la capacitate maximă, și aici nu sunt, sunt aproape, pentru că încă se face 93% de silici, straw 93, grass 95. Deci 150.000 de tone îmi iese, 150.000 de kilograme, pardon, îmi iese mie de aici. Perfect, 2%. Și avem silici făcut 3.800, adică 3 tone 408 kilograme, da? 3 tone 408 kilograme. Bă, e frumos, mă. E frumos. Uite, vi l-am pus în descriere. Dacă vă interesează, vi-l recomand cu cea mai mare încredere. Într-adevăr, e un mod bine făcut. Eram puțin reținut, sincer să vă spun, pentru că nu știam ce să iau. O să iau ori o remorcă de aia dublă, ori să iau un placeable de ăsta, să-l pun aici și să mări, să vedem dacă merge sau nu merge, pentru că uneori merg, alteori nu merg. Depinde de versiune. Și cum FS17 e relativ nou, modurile mai sunt și convertite, iar astea care necesită trigger-uri și să facă lucruri, în FS17 nu merg întotdeauna perfect. Dar modul ăsta, stas. Și există, mi se pare, știu sigur că există, dar mi se pare că e aceeași variantă, doar că pentru porci. Există chiar și un pack cu ambele, dacă vă interesează. Și tot așa, placeables, cumpărați, ieșiți mult mai ieftin decât să cumpărați acea remorcă care suportă foarte mult silici, plus de alta în aia tot așa bagi. Așa, cu remorca asta care încarcă automat, vii, iei automat, plasezi automat și siligiu, rație mixte se face automat. Mai bine dat nici că se poate. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta foarte lung, iar până data viitoare, v-am salutat!